Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. Cancelările occidentale au răsuflat ușurat după ce Maia Sandu și-a câștigat cu emoții serioase cel de-al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova. Faptul că votul popular din Republică i-a fost defavorabil și doar diaspora a reușit să răstoarne spectaculos scorul, ar trebui să-i dea de gândit atât din perspectiva guvernării actuale, dar mai ales a alegerilor parlamentare de anul viitor. A fost sau nu înfrânt Vladimir Putin, așa cum s-au grăbit să clameze pe o suită întreagă de politicieni de rang înalt, dar și comentatori? Sau rezultatul acestor alegeri nu este altceva decât urmarea unor negocieri purtate în spatele ușilor închise? Vom încerca în această seară să deslușim ce are de câștigat sau de pierdut Republica Moldova în urma acestor alegeri, împreună cu un reputat sociolog de peste Prut, care a trăit și observat pe viu aceste alegeri. Republica Moldova a trăit duminică unul dintre cele mai tensionate și decisive momente din istoria sa recentă. După un scrutin electoral marcat de o polarizare fără precedent, Maia Sandu a câștigat un al doilea mandat de președinte cu 55,36% din voturi, arătând clar că direcția europeană a țării primează pentru majoritatea cetățenilor. Diaspora a avut un rol hotărător în acest succes, cu 82% dintre voturile exprimate din afara granițelor, susținându-i candidatura și înclinând astfel balanța într-un context național în care contracandidatul socialist Alexander Stoianoglu obținuse majoritatea în țară. Această victorie marchează o continuare a eforturilor pentru alinierea Republicii Moldova la standardele europene într-un climat geopolitic instabil și presat de interferențe externe. Primii ani de mandat ai Maiei Sandu au fost marcați de o schimbare profundă, trecând de la o poziție precaută față de Rusia la o politică pro-europeană fermă, mai ales după invazia rusă în Ucraina. Președintele României Klaus Iohannis a felicitat-o pe Maia Sandu într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X. Felicitări, Maia Sandu, pentru victoria istorică înregistrată. Poporul român este alături de cetățenii Republicii Moldova în această reușită care ancorează irreversibil destinul țării în familia europeană, a scris Klaus Iohannis în mediul online. Moldovenii din întreaga lume au scris azi istorie și au reconfirmat în fața întregii lumi nu doar curajul, ci și încrederea deplină în viitorul lor european. S-au luptat cu determinare contra unui mecanism infernal pus la punct de Rusia, care a încercat să submineze masiv democrația prin cumpărarea voturilor la scară largă, a scris și premierul Marcel Ciolacu pe Facebook. Și președintele Senatului Nicolae Ciucă a transmis un mesaj după victoria Maiei Sandu. Democrația și votul liber au învins. Felicitări, Maia Sandu, pentru rezultatul alegerilor, pentru victoria uriașă. Republica Moldova își continuă parcursul european și drumul către integrarea în Uniunea Europeană. România este un aliat de nădejde și un sprijin atât social cât și economic, a scris Ciucă pe pagina sa de Facebook. Și președintele USR, Elena Lasconi, a transmis un mesaj de felicitare. Mă bucur că frații noștri de peste Prut au decis să meargă pe calea prosperității. Planurile de la Kremlin pot fi desfăcute de fiecare om de bună credință care înțelege și folosește puterea din ștampila pe care o primește la intrarea în cabina de vot, a scris ea pe Facebook. Și Mircea Joană, fost secretar general adjunct al NATO și candidat în alegerile prezidențiale din România, a felicitat-o luni pe Maia Sandu. Îi felicit și pe cetățenii Republicii Moldova pentru faptul că, pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, au reușit să învingă Federația Rusă, demonstrând că dorința Republicii Moldova de a continua pe drumul integrării în UE este mai puternică decât manipulările și fraudele masive prin care Moscova a încercat să deturneze voința alegătorilor, a scris Mircea Joană pe pagina sa de Facebook. Presa internațională a descris victoria președintelui pro-occidental Maia Sandu în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova ca un impuls semnificativ pentru aspirațiile Republicii Moldova de a adera la UE și o palmă clară dată Kremlinului. Ucraina răsuflă ușurată, a comentat publicația britanică The Guardian. Agenția de stat a Rusiei, de pe altă parte, îl citează pe Igor Dodon, care a declarat că Maia Sandu a ajuns o rață șchioapă. Sandu a arătat curajul și leadership-ul extraordinare de a rezista pentru poporul său. Europa va continua să fie alături de Moldova în această călătorie, a postat pe rețeaua de socializare X și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Maia Sandu a fost felicitată din toată inima și de șeful diplomației UE, Josep Borrell. Moldovenii și-au arătat încă o dată determinarea de a construi un viitor european în pofida tentativelor hibride de a le submina democrația, a postat acesta pe X. Poporul din Moldova și-a reafirmat încrederea în conducerea, stabilitatea și angajamentul dumneavoastră față de un viitor european, a scris președintele Consiliului European, Charles Michel, pe social media. Sunt bucuroasă să continui să lucrez cu dumneavoastră pentru un viitor european, pentru Moldova și poporul său, a scris președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe X, adresându-i se Maiei Sandu.
Suntem în direct, acum începem dezbaterea. Am alături de mine pe analistul politic Radu Herjeu. Salut, Radu, și bun venit! Iar prin Skype suntem în legătură directă cu domnul Doru Petruții, directorul IMAS Moldova, sociolog, bun cunoscător al realităților din Republica Moldova și observator direct al acestor alegeri. Bună seara și bun venit la dezbaterile Metropolei! Bună seara! Domnule Petruții, încep cu dumneavoastră și prima întrebare ar fi dacă în Republica Moldova acum, duminică, au avut loc alegeri prezidențiale sau un meci între Federația Rusă și Uniunea Europeană sau între Vladimir Putin și liderii occidentali. Că din mesajele de felicitare pe care le-au adresat mulți lideri, parcă asta rezultă. Sigur, mesajele de felicitare sunt foarte frumoase și toată pleiada pe care am văzut-o, numai că realitățile de la fața locului sunt un pic diferite, foarte diferite dacă e să ne referim la momentul 2020, când doamna Maia Sandu a venit și a câștigat alegerile pe o cu totul altă situație și pe speranță și pe multe promisiuni în care oamenii au crezut. Iar acum o victorie bazată pe rezultatele guvernării și pe rezultatele mandatului n-a fost posibilă, mai ales după rezultatele referendumului care s-a încheiat cu 55% împotrivă pe teritoriul Republicii Moldova și diaspora l-a întors cu o jumătate de procent în favoarea răspunsului da. Iată că la nici două săptămâni de la rezultatele referendumului vin alegerile prezidențiale tur 2, în care doamna președintă pierde alegerile pe teritoriul Republicii Moldova în fața candidatului socialiștilor, în fața lui Stoianoglu, dar cu ajutorul diasporei, cu o prezență absolut record, care per total a însemnat aproape 20% din total voturi, cu ajutorul diasporei rezultatul este întors. E o bucurie la Chișinău și în Moldova, dar e una foarte, foarte reținută, cu multe semne de întrebare, mai ales pentru că am asistat la o campanie electorală foarte, foarte urâtă, foarte, foarte neplăcută. Iar în turul 2 am avut parte de foarte mult limbaj violent, xenofob, și culmea e că de data aceasta apucăturile de acest fel au venit din partea electoratului pro-european. O scindare semnificativă și în Republica Moldova, pe regiuni, dar o scindare și mai mare și o prăpastie care se crapă tot mai clar între populația care trăiește în Republica Moldova și cea din diaspora. Agendele sunt foarte diferite. Sigur, cei de aici votează cu gândul la ziua de mâine, pe când cei din diaspora, nu neapărat urmărind foarte atent tot ce se întâmplă pe plan intern, cei din diaspora au altă agendă, votează mai degrabă pentru viitor și pentru o perspectivă în care ei e clar că nu se vor întoarce în următorii 5, 10 sau poate 20 de ani. De aici și dezbaterea care s-a reactivat astăzi, pentru că nu e prima oară când diaspora din Republica Moldova dă un alt semnal la vot. Ok, revenim imediat la noastră, dar vreau să-l întrebi pe Radu Herjeu exact același lucru. Deci tu cum ai perceput, Radu, această încleștare a titanilor, până la urmă, într-o țară atât de mică, nu? Dar cu ecouri atât de puternice. Da, din păcate am senzația că s-a produs o falie între ce a considerat populația Republicii Moldova că ar fi miza acestor alegeri prezidențiale și miza pe care au dat-o marile puteri, marile cancelarii, Maia Sandu și... deci eu nu cred că, ca și în România, oamenii aceia sunt mai preocupați de viața lor de zi cu zi decât de perspectiva intrării în Uniunea Europeană despre... cred că foarte mulți n-au votat-o pe Maia Sandu pentru că au fost dezamăgiți de primul ei mandat ca președinte al Republicii.
nu ca promotor al Uniunii Europene în Republica Moldova sau ca luptător împotriva hegemoniei ruse, ci pur și simplu nu au fost satisfăcuți de cum și-a îndeplinit rolul de președinte al Republicii, de președinte al populației Republicii. De aceea cred că e o, ar fi o greșeală foarte mare din punctul meu de vedere, ca oamenii să considere asta o victorie. O victorie a spiritului european, a dorinței poporului moldovean de a se alătura. Nu. Nu e o victorie, mai ales că ea este o înfrângere. În Republica Moldova, deci cetățenii care trăiesc zi de zi în Republica Moldova, nu și-au dorit-o pe Maia Sandu în continuare președinte. Și-au dorit-o președinte cei care nu au nicio treabă cu președinția domniei sale, și anume cei care trăiesc și plătesc taxe într-o cu totul altă parte și ale căror vieți nu sunt influențate absolut deloc de orice decizie ar lua Maia Sandu în calitate de președinte, spre deosebire de cei din interiorul țării. Deci da, la prima vedere așa pare și după felicitări ai senzația că asta era miza acestor alegeri prezidențiale. Eu am văzut că am avut un candidat pro-european versus un candidat pro-Rusia, da? Da, un candidat pro-Moldova nu a fost la aceste alegeri? Nu prea. De ce? Pentru că polarizarea extraordinară a dus la necesitatea unui singur candidat, mă rog, a alegerii Maiei Sandu, ca ea n-a prea avut contracandidați din tabăra pro-europeană cu care se bată, da? De altă orientare politică, să-i spunem, da? De stânga, de dreapta, de centru, de conservatori progresiști, dar să fie în aceeași direcție pro-europeană. Și atunci, ea fiind singură pe culoarul acesta, beneficiind evident și de statutul de președinte în funcție, ceea ce ajută întotdeauna, a dus la, până la urmă la această victorie. Dar, da, ai senzația că acum gata, s-a rezolvat. Adică Putin este învins, Rusia este pusă cu botul pe labe, Moldova este deja în Uniunea Europeană, iar moldovenii dănțuiesc pe străzi pe Sinfonia Noua lui Beethoven. Nu se întâmplă și nu se va întâmpla asta și o să mai vorbim în emisiune. Eu am senzația că această victorie este cam a la Pirus, adică va avea niște consecințe. Da, sigur o să ajungem acolo. Mă întorc la noastră, domnule Petruții, și aș vrea să vă rog, pentru că noastră conduceți un institut prestigios de sondare a opiniei publice, să le spuneți și telespectatorilor noștri, așa pe scurt, care au fost problemele din acest punct de vedere? Că înțeleg că nu s-au făcut exit poll-uri, că s-au fost anunțate tot felul de sondaje în timpul campaniei manipulatoare. Noastră înțeleg că n-ați făcut public niciun sondaj în această campanie. Da, e interesant cum timp de 4 ani de zile interesul pentru, sau modul în care a fost reflectată Republica Moldova și în presa din România și în presa occidentală. Dacă facem o analiză, sigur că concluzia e una singură. Sigur că doamna președinte are meritul ei și s-au parcurs niște etape la care în Republica Moldova nici nu se visa, practic, că Republica Moldova ar putea ajunge candidată și să înceapă negocierile pentru aderarea la UE. Sigur, situația din Ucraina, războiul din Ucraina a accelerat anumite procese, s-au parcurs niște etape și doamna președinte pe plan extern a fost în permanență promovată și portretizată ca eroină și un fel de icoană a Republicii Moldova. Numai că în toți acești 4 ani e o linie foarte clară de demarcație, și anume prestația de politică externă versus toate, rețineți, toate problemele de politică internă, toate domeniile, de la justiție până la siguranță publică, prețuri, inflație, sărăcie și așa mai departe, au generat după primele 3 luni de guvernare în 2021 o dezamăgire extremă, iar nemulțumirile s-au cotat întotdeauna între 30 și 94% din populație. Toată prestația internă a fost ascunsă de ochii presei și occidentale și interne, pentru că în proporție de 98% presa din Republica Moldova e absolut controlată și finanțată numai de bani europeni. Ei au reușit până la urmă cam toți să cadă în capcana acestei bule informaționale,
creată și coordonată prin intermediul unor ONG-uri și a unor sondaje care s-au fabricat câțiva ani la rândul. Realități pe care au început și unii de la putere chiar să le creadă. Un semnal foarte important s-a produs anul trecut la alegerile locale, când de asemenea nu s-au tras învățămintele de rigoare. La vremea respectivă, partidul de guvernare, PAS, avea în așa zisele sondaje realizate de un ONG celebru de aici, avea 47-49% din intențiile de vot. Au urmat alegerile locale, unde partidul PAS a câștigat 3 orașe, rețineți, 3 orașe, le-a pierdut pe toate celelalte și la capitolul vot politic pe Consilii nu a ajuns nici măcar la 30%. S-a ajuns ca înainte de turul întâi să fie prezentate sondaje cu Maia Sandu la 61%, în condițiile în care ea pe teritoriul Republicii Moldova în turul întâi a luat doar 36%, o diferență de 25% de estimare. Și apoi au venit rezultatele de la turul întâi și de la referendum și foarte multă lume, inclusiv de aici, inclusiv reprezentanța ai comunității internaționale, s-au întrebat de ce aflăm doar acum. Și da, mulți au cum început au explicat să afle, diferența inclusiv aia? Din presa din România, că au început să afle care că sărăcia e cu 10% mai mare, că migrația în Moldova e fără precedent, că 70% consideră reforma justiției prăbușită și multe alte probleme ce țin de politica internă. Iar de contul acesta s-a văzut în primul tur, când votul la referendum a avut și o componentă de sancțiune pentru utilizarea acestei șmecherii în aceeași zi cu alegerile prezidențiale turul întâi și prin modul în care, cum să zic, s-a încercat atragerea dividendelor politice doar în dreptul unei persoane, a unui singur candidat. Climatul de la alegeri din turul 2, de asemenea, au fost lucruri foarte interesante. Sigur că soluția care le-a rămas la îndemână a fost doar să facă această polarizare excesivă și să recurgă la teamă și la frica și la mesajul vine Rusia. Ca să înțelegeți foarte clar, aici, la turul 2, nu s-a mai votat niciun program, nicio idee, nicio măsură, nicio promisiune. N-am votat pentru nimic, pentru că tema europeană, odată cu rezultatul referendumului pentru doamna președinte, a dispărut din agendă. Și singurul lucru pe care s-a mers a fost vine Rusia. Și atât. Iar teama asta, sigur, a fost, având și control mediatic și o prezență masivă pe rețelele de socializare, a fost promovată intensiv, tocmai pentru a mobiliza electoratul și de pe intern și cel din diasporă să iasă la vot. Acum o să vedem dacă salvatul țării la acest mod o să țină la nesfârșit această rețetă. Cealaltă tabără s-a bazat de asemenea strict pe votul împotrivă, strict pe votul dezamăgiților de guvernare și pe votul celor dezamăgiți de prestația doamnei președinte. Noi, până la urmă, în Republica Moldova, acum nici nu avem ce să cerem doamnei președinte, pentru că nimeni nu mai știe ce promisiuni s-au făcut eventual înainte de turul întâi și nu este nicio promisiune legată de turul 2. La disperare și la, cum să vă zic, la tensiunea care a fost în ultima săptămână înainte de vot, au fost niște, hai să zicem așa, e prea mult spus, promisiuni, niște precizarea doamnei președinte că în mod normal ar trebui să urmeze unele măsuri la nivel de guvern, un fel de asumare. O să intrăm puțin în detalii cu aceste lucruri după o scurtă pauză de publicitate. Revenim câteva minute cu ce a promis Maia Sandu alegătorilor în scrutinul de duminica trecută.
Am revenit în direct alături de analistul politic Radu Herjeu și sociologul Doru Petruții, director general al IMAS Chișinău. Domnule Petruții, spuneți înainte de publicitate că votul, cel puțin pentru turul 2, nu s-a bazat pe niciun fel de promisiuni de orice fel economice, sociale, ci pe teama de ruși, respectiv, și acum vă întreb dacă tabăra cealaltă încerca să inoculeze teama de Occident, de Uniunea Europeană. Dar întrebarea, de fapt, pe care vă pun este: acest clivaj între populația rusofilă, rusofonă din Republica Moldova și populația vorbitoare de limbă română, există în realitate acest clivaj sau doar la vot? Oamenii ăștia sunt așa ca separați de o vale adâncă și n-au cum să treacă dintr-una într-alta, sau lucrurile sunt mai nuanțate decât ni se arată nouă aici prin intermediul presei? Lucrurile sunt mult mai nuanțate. De fapt, suportul pro-european în Republica Moldova nu e nici de cum unul extins geografic. El e Chișinău și în câteva raioane din acest brâu, din zona centrală a Republicii Moldova. Dacă ne ducem spre sudul Republicii, lucrurile se schimbă semnificativ, mai ales dacă ajungem în Taraclia sau în Găgăuzia, unde, apropo, doamna Maia Sandu a luat 2% și 3%. Asta ca să înțelegeți cam de ce amploare au diferențele. La fel, nordul Republicii, unde doamna Maia Sandu a luat 20 până în 30% funcție de raion. În ceea ce privește limba, sigur, o mare majoritate a populației încă vorbește sau cunoaște limba rusă. Încă se consumă foarte mult material mediatic în limba rusă, chiar și persoanele mai tineri, dacă v-aș vorbi și despre colegii cu care lucrez și așa, chiar dacă lucrează, să spunem așa, într-un mediu occidental, vorbesc numai limba română. Oricum gândesc în limba în care au fost instruiți, gândesc în sintaxa propoziției din limba rusă, mulți dintre ei. Adică, iar lucrurile astea trebuie să înțelegem că în Republica Moldova ele nu se vor schimba într-un an sau în doi, sau dacă vine cineva și îți spune că direcția, gata, țara trebuie să meargă în nu știu ce direcție și gata, lucrurile se schimbă. Degeaba s-a încercat în acești 3-4 ani și, după părerea mea, a fost o greșeală în care să vii și să polarizezi, pentru că și doamna președinte în campanie a polarizat excesiv de mult, iar ei polarizarea asta au început-o încă din 2020, din campania în care au împărțit oamenii în buni și răi. Efectiv, sloganul de campanie a fost: noi aducem vremurile bune, și de aici divizarea societății în oameni buni, dacă sunt de la PAS și dacă susțin integrarea europeană, și restul. Iar lucrul ăsta a dus la foarte multe tensiuni și cred că trecem prin cel mai prost moment al Republicii Moldova sub aspectul relațiilor sociale, etnice și așa mai departe. Și o spun cu mare regret, dar asta arată și studiile. Electoratul PAS-ului și al doamnei Maia Sandu, și asta s-a dovedit inclusiv după turul întâi, s-a dovedit cu vârf și îndesat, este cel mai violent, este cel mai contradictoriu și cel mai intolerant electorat care există în Republica Moldova. Sigur că e greu de crezut, dar odată ce trăiești aici, înțelegi aceste realități. Există un decalaj foarte mare între valorile pro-europene pe care ei le promovează la nivel declarativ și ceea ce se întâmplă ca și comportamente în realitate. Sigur, noi realizăm, sau și cei din afara Republicii Moldova realizează doar așa, odată la 3-4 ani când sunt alegeri, aceste șocuri. Cu toate eforturile de a închide 14 televiziuni într-un an de zile,
de a închide site-uri, de a concentra mass media doar într-o singură direcție, trebuie să înțelegem că cele mai populare personalități politice în Republica Moldova continuă să fie Putin și Lukashenko. Ne place, nu ne place, dar odată și odată trebuie să înțelegem realitățile cu care operăm aici și nu doar cele legate de Chișinău și în jurul Chișinăului. Ba mai mult, într-un sector al Chișinăului, 51% au votat împotriva modificării Constituției legate de aderarea la UE. Raioane în care se investesc din zona centrală, în care se pun foarte mulți din banii europenilor și a donatorilor externi, care ajută foarte mult Republica Moldova și s-a votat împotrivă. Satele incluse în programul Satul European. Sunt sute de astfel de localități care au primit bani europeni pentru dezvoltare, pentru tot felul de elemente de infrastructură și așa mai departe, și în care s-a votat, atenție, majoritar împotrivă, și în care în continuare și la turul al doilea s-a dat un vot de sancțiune pentru ceea ce eu aș numi un fel de leadership prin omisiune. Adică doamna președinte e bine cunoscut și aici în Republica Moldova, care are multe intenții bune, numai că politica până la urmă se face pe rezultate. Și faptul că nu ți-ai ales oamenii care trebuie, faptul că întorci privirea și nu intervii, faptul că nu ești prezentă pe temele interne, dublate și de o lipsă de resursă umană pregătită pentru a face față la vremuri care nu sunt simple, nici în România, nici în altă parte, cu atât mai mult în Republica Moldova, dar e un partid care în mod clar a dovedit că timp de 4 ani de zile nu poate schimba percepțiile vis-a-vis de actul guvernării. Iar noi aici trăim de 3-4 ani de zile cu cea mai ridicată percepție de incompetență la adresa unei guvernări în comparație cu toate măsurările sociologice făcute pe toate guvernele până acum. Așadar, o ruptură și o linie de demarcație foarte clară între prestația pe plan extern și succesele obținute de Republica Moldova pe plan extern versus prestația pe intern, prestație sigur coafată prin tot felul de rapoarte trimise la Bruxelles și prin altă parte, și realități efectiv cenzurate, ca să nu spun. Domnule Petruții, dacă în cazul celor care au votat-o pe doamna Maia Sandu este limpede că există o adversitate față de Federația Rusă, poate și o teamă de revenire, există, nu știu. Există o teamă, evident. Da, în schimb, vă întreb, în votanții împotriva doamnei Maia Sandu, ei votează împotrivă ca să sancționeze guvernarea, sau și ei la rândul lor au o teamă față de ce ar putea să urmeze după o eventuală aderare la Uniunea Europeană, lucru care, cum să vă spun, încă funcționează și au efect și în România, dar minte în Republica Moldova, că nu mai putem să ne încălzim cu lemne, nu mai putem să tăiem porc în bătătură și așa mai departe. Sunt o grămadă de unele legende, altele nu sunt chiar legende. Până să ajungă populația Republicii Moldova la astfel de temeri vis-a-vis de Uniunea Europeană, trebuie să cunoască în primul rând ce este Uniunea Europeană. Noi încă suntem foarte departe la nivel de populație de a înțelege realități, mecanisme și tot ce înseamnă acest proces de aderare. 75% din populația de aici nu înțelege și nu are claritate de ani buni de zile pe ce se utilizează banii europeni, de ordinul sutelor de milioane care vin anual aici. Da, chestiunea cu homosexuali și nu știu ce, hai să zicem că are un oarecare nivel de notorietate, dar o să înțelegem mai bine și tabăra cealaltă ce a votat, înțelegând un pic profilul domnului Stoianoglu. Un personaj care cu 3 luni în urmă era la sub 30% notorietate. Deci e un personaj care nu are experiență politică și s-a văzut și în turul 2 dificultatea cu care
dificultățile pe care le are atunci când e pus în postura de comunicator politic. Așadar, să fim bineînțeleși, doamna președinte a pierdut alegerile pe teritoriul Republicii Moldova în fața unui personaj, fost procuror general, necunoscut, cu multe percepții negative înainte de campania electorală și care, cum să zic, s-a folosit strict de votul nemulțumiților față de doamna președinte și față de guvernare. Și cu toate astea, în aceste condiții, fără o discrepanță absolut uriașă la capitolul campanie și modul în care ea s-a desfășurat, am asistat la cea mai disproporționată campanie electorală în Republica Moldova de când e pe hartă Republica Moldova, sub aspectul resurselor, accesului și a utilizării resursei administrative. Adică totul a fost concentrat în direcția doamnei Maia Sandu. Campania lui Stoianoglu, sincer vă spun, nici nu s-a văzut. A lipsit aproape cu desăvârșire în mediul online, panotaj nu au fost. Singurul care a putut lupta cât de cât pe partea de vizibilitate a fost Renato Usati, care a luat 13% și ceva și s-a clasat pe locul 3. Și acum, cu atât mai interesant par rezultatele alegerii, ținând cont că ai avut toate resursele și se vehiculează sume de ordinul zecilor de milioane de euro cheltuite în campania electorală. Inclusiv sancțiunile care au venit legate de utilizarea resursei administrative, marea lor majoritate sunt în dreptul echipei doamnei președinte. Raportul OSCE, ODIR, legat de turul întâi, a venit cu niște lucruri. Despre asta vreau să vorbim puțin mai pe larg, dar un pic mai târziu, pentru că acum vreau să-l întreb și pe Radu Herjeu. Apropo de discuțiile și cum se pune problema, tu crezi că Vladimir Putin chiar și-a dorit ca Maia Sandu să piardă alegerile în Republica Moldova? Da, cred că să câștige un eventual... Păi, mă gândesc că poate ar fi ales un candidat mai potrivit, că și din ce ne spune domnul Petruți și din ce știam noi, nu părea că avea profil de învingător așa, adică măcar să fi vorbit bine românește. Da, dar nu cred că a mers până acolo, că pe el nu-l interesau vorbitorii de limba română din Republica Moldova. Îl interesau ceilalți, în primul rând. Și atunci, cred că... Voturile alea înțeleg că le-a capacitat, dar n-au fost suficiente. Ba da. Trebuiau mai multe. Păi, bun, avem rezerva strategică. Da, pe care nu o poate nimeni controla și nici, cum să spun... măsura cu adevărat. Adică să ne aducem aminte de diaspora română care votau 3 pe secundă la Paris ca să fie reales Băsescu. Și a rămas, așa a rămas. Și el a rămas președinte. Nu cred. Cred că Putin, evident, nu-și dorea victoria Maia Sandu. În primul rând, ca să încetinească procesul de îndepărtare a Republicii Moldova de fosta sferă de influență rusească. Orice alt, din punctul meu de vedere, și Stoianoglu, dacă venea, tot înspre Uniunea Europeană ar fi mers la un moment dat. El a și zis că nu e împotriva Uniunii Europene. Doar că, sigur, n-a votat la referendum, că, mă rog. Deci tot în direct... Nu există altă cale pentru Republica Moldova acum, pentru că nu există altă cale pentru Ucraina post-conflict. Și atunci Moldova, care ar avea Ucraina între ea și Rusia, și dacă ar vrea o apropiere de Rusia și nu de Uniunea Europeană, n-ar prea avea cum, că ar fi înconjurată numai de țări din Uniunea Europeană. Deci e clar că, încă o dată, drumul Republicii Moldova era spre Uniunea Europeană, dar eșecul Maiei Sandu ar fi încetinit acest drum. Pentru că, evident, dacă un eventual guvern al opoziției n-ar fi îndeplinit criteriile necesare, sigur că... Și sunt voci de la Bruxelles care a spus că dacă pierdea Maia Sandu, opream negocierile de aderare. Sigur că da. Chiar dacă, spunem încă o dată, nou președinte sau alt președinte sau alt guvern n-ar fi spus, gata, noi nu mai vrem Uniunea Europeană. Ba da, vrem!
numai că nu vom îndeplini criteriile necesare, că na, stă în mâna guvernului. Deci eu cred că da, de ce l-au ales, nu știu, nu sunt chiar atât de familiarizat cu politica moldovenească, mă surprinde însă ceea ce spune domnul Petruți, și anume că domnul respectiv avea o notorietate foarte mică, ceea ce mie îmi spune că s-a votat împotriva Maiei Sandu. Prin urmare, nu a contat foarte mult candidatul celălalt, ci, de fapt, hai să o luăm altfel, jumătate de populație a votat să nu vină rușii, jumătate de populație a votat să nu rămână Maia Sandu. Nu conta candidatul respectiv, era doar o persoană, putea să fie oricine din tabăra respectivă pentru a... Și iată că chiar și așa, în primul tur, a reușit să-l depășească, să depășească oameni mult mai bine cunoscuți din tabăra adversă. Da, da, da. A reușit să-i depășească. Probabil și statutul ăsta de fost procuror general, adică bănuiesc că și asta are un oarecare impact. Om al legii, în sfârșit, există foarte, din ce am citit, există multe nemulțumiri legate, apropo, de justiția din ultimii 4 ani, bănuielile, mă rog, suspiciunile de corupție, suspiciuni că unii oameni au fost înlocuiți sau au fost puși sau au fost, în sfârșit, pentru a închide ochii. Și atunci, probabil că statutul lui de procuror general, de fost procuror general, l-a ajutat. Dar pentru mine e clar, dacă Putin n-avea niciun motiv să-și o dorească pe Maia Sandu în continuare acolo, mai ales că Maia Sandu are, într-adevăr, pe plan extern, a beneficiat de această conjunctură nefavorabilă, nefericită cu Ucraina și cu conflictul, pentru a deveni un fel de star. Nu știu cât îi se datorează ei, adică nu știu, sau meritelor personale, cât conjuncturii geopolitice. Marile staruri, dacă le luăm la bani mărunți, la toți constatăm. Cam așa, și e adevărat. Conjunctura are un rol important. E adevărat, numai că... au existat de-a lungul istoriei oameni ajunși superstaruri internaționale care aveau și un fundament local, adică un fundament de politician, într-adevăr, nu erau doar unidimensionali, așa cum mi se pare mie că este doamna Maia Sandu. Vreau să fac o paranteză aici. E bine că a câștigat Maia Sandu. Eu sincer, eu aș fi avut mari probleme dacă aș fost cetățean moldovean să aleg între Maia Sandu și domnul respectiv. Evident că aș fi votat pentru intrarea în Uniunea Europeană și pentru drumul european, fără discuții, dar aș fi avut o problemă să votez cu cea care reprezintă sau care întruchipează acest ideal. Pe de altă parte, n-aș fi putut să vot doar pentru că nu-mi place Maia Sandu să fi votat cu domnul celălalt. Deci și cred, uite, mi-ar plăcea să știu dacă s-au făcut sondaje înainte sau dacă se vor face sondaje, de fapt studii sociologice, să vedem exact de ce au votat foarte mulți oameni cum au votat și de ce au votat, de exemplu, pe mine m-ar interesa să știu câți nativi vorbitori de limba rusă au votat pentru apropierea, mă rog, pentru schimbarea Constituției și câți nativi de limba română au votat pentru... Împotrivă. Chiar m-ar interesa. Uite, să-l întrebăm pe domnul Petruți. Că s-ar putea să constatăm că acest clivaj nu e între ruși și români. S-ar putea să fie... Mai subtilă linia de demarcație, da. Domnule Petruți, aveți o explicație? Avem cifre de acest gen? Nu vreau să vă complic și mai mult întrebările și percepțiile despre Republica Moldova, chiar dacă nu există, cum să zic, o măsurare foarte precisă a fenomenelor pe care le-ați enunțat, aș mai adăuga unul, cel legat de turul întâi și votul la referendum, unde sunt destul de multe discuții că o parte considerabilă a populației unioniste a votat chiar împotriva referendumului și a acordat vot de sancțiune la turul întâi împotriva doamnei președinte. De înțeles și această poziție, pentru că modul în care PAS și doamna președinte s-au raportat la România și modul în care au instrumentat acest referendum a generat nemulțumiri clare. Deci lucrurile sunt foarte complicate, pentru că e de fapt un teritoriu mic cu probleme mari, cum zic eu,
cu o variație foarte mare de la nord la sud. Vă puteți imagina 7-8 județe, poate chiar 6 din România, dar în care inclusiv componența etnică e foarte diferită. Avem bulgari, ruși, găgăuzi, ucraineni, evrei, romi, moldoveni și români, da? Și variații foarte mari din punct de vedere economic între estul și vestul Republicii Moldova. Pe o rază de 70-80 de kilometri poți observa diferențe foarte, foarte mari. Ne mai vorbim de faptul că la 30 ceva de kilometri de Chișinău avem Transnistria, o altă zonă din care periodic vin foarte multe, foarte multe probleme și amenințări și așa mai departe. Domnule Petruții, e un fenomen, aș putea să spun. De exemplu, uitați, deci nu presa din Republica Moldova, care e cum e, nici măcar presa românească, care nu e departe, dar Germania a condamnat Rusia pentru ceea ce a numit o încercare masivă și coordonată de a împiedica pe moldovenii din străinătate să voteze în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Și eu vin și vă întreb acum, asta chiar am o curiozitate. Deci, dacă rușii voiau să împiedice votul diasporei, da, de ce nu au dat posibilitatea mai multor moldoveni aflați în Federația Rusă, că mă gândesc că există și o diasporă moldovenească în Federația Rusă, să voteze mai mulți? Pentru că înțeleg că la Moscova au fost doar două secții de votare sau ceva de genul ăsta. Oricum, mult mai puține decât în tot restul diasporei. Aici trebuie să înțelegem bine jocul din ziua de vot și pe ce elemente s-a apăsat pedala foarte tare în ziua de vot pentru a mobiliza populația de aici. Sigur că fenomenul voturilor cumpărate și influența Rusiei și așa mai departe sunt elemente la care, în primul rând, instituțiile trebuiau să răspundă înainte de alegeri și nu după ce au văzut rezultatul din turul întâi și așa mai departe. Tot ce a făcut poliția la adresa votanților care și-au vândut votul, până la urmă s-au dovedit că n-au fost 300.000, cât a zis doamna președinte după primul tur, s-au găsit câteva sute de cazuri pe care poliția le-a putut instrumenta. La fel și la turul 2 s-au arătat imagini cu autocare, cu un avion în care erau cetățeni moldoveni care mergeau să voteze în altă parte decât la Moscova, pentru că, mă rog, se presupune că ar fi fost plătit să meargă și organizat transport pentru ei să meargă la vot. În același timp, sigur, presa și din România și din Germania nu vrea să vadă și celelalte realități. În mod normal, mie nu mi se pare deloc democratic să tratezi cetățenii din diaspora, indiferent că e diaspora rusă sau diaspora europeană, ca fiind unii cetățeni de mâna întâi și alții de mâna a doua. Nu mi se pare normal, dacă tot vorbești despre integrarea Transnistriei, nu mi se pare normal ca în timpul zilei de vot să invoci niște motive absolut hilare și să blochezi podul dinspre Transnistria cu alegători care vroiau să-și exprime votul și o puteau face doar pe malul drept al râului Nistru. Așa că nu mi se pare deloc democratic să tai curentul în secțiile de vot din Varnița, unde își exprimau votul cei care veneau din Transnistria. La fel cum mi se pare mai mult decât o lipsă de respect, ci chiar un atac la valorile democratice într-o țară cum e Federația Rusă și în care ai sute de mii de reprezentanți, ai sute de mii de cetățeni cu pașapoarte moldovenești pe o țară cu 5 sau 6 fusuri orare, să reduci totul la două secții de vot în Moscova. Adică lucrurile și să faci în paralel, să faci... Dar asta a fost opțiunea guvernului de la Chișinău sau Federația Rusă s-a opus deschiderii mai multor secții? Opțiunea celor aflați la conducere, dublând și această măsură cu vot prin corespondență doar din SUA și Canada, pentru că acolo se știa că
Votul va fi preponderent de sprijinul, pentru sprijinul forțelor pro-europene. Adică sunt lucruri care noi le vedem zi de zi, inclusiv modificarea regulamentului de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv legat de sondaje. Noi am trimis 10 pagini cu sugestii și cu observații pe marginea regulamentului, pentru că acolo, efectiv, sunt abuzuri. Nu pot fi numite altfel. O Comisie Electorală Centrală n-are absolut nicio expertiză să verifice un chestionar sociologic, să te pună să scoți sau să pui întrebări într-un sondaj politic. Nu au absolut niciun sens ca o companie sociologică să predea un contract pentru o cercetare politică. Sunt lucruri confidențiale, n-au nicio legătură cu instituția Comisiei Electorale Centrale. Au făcut un regulament în așa fel încât, vă spun, exit poll-uri în Republica Moldova nu vor exista niciodată pe baza acelui regulament, pentru că real nu pot fi îndeplinite așa condiții decât dacă, bun, recurgi la corupție sau inventezi și începi să desenezi tot felul de realități solicitate de ei. Ce am putut face noi este să trimitem acele observații, să le traducem, să le trimitem și la reprezentanții comunității internaționale, numai că la alegeri se funcționează după acest regulament. Și vă mai dau un element. În acești 4 ani de zile nu mai există niciun sondaj sociopolitic care să aibă comanditar din Republica Moldova. Mai sunt 2 companii, a noastră, IMASU și încă una, care fac sondaje sociopolitice periodice cu comanditar din România. În speță domnul Dungaciu cu fundația dumnealui și un trust media. În rest, aici nimeni nu mai vrea și nu mai dorește, din cauza presiunilor și a fricii, să-și asume paternitatea vreunui studiu politic. Și atunci, pe piață, mai rămân doar studiile sociologice controlate de putere prin intermediul ONG-urilor plătite cu bani europeni. Ok, trebuie să ne oprim pentru o nouă pauză de publicitate. Revenim și o să încercăm să schițăm așa câteva idei despre ce urmează acum după aceste alegeri, care, iată, s-au terminat, a ieșit cum trebuia, dar ce facem mai departe? Asta e întrebarea după o scurtă pauză de publicitate. Revenit în direct alături de Radu Herjeu și de domnul Doru Petruți, director general al IMAS Chișinău. Domnule Petruți, în cadrul unei intervenții la un post de televiziune din România, domnul Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova în România, a făcut următoarea declarație. Citez. Să fim conștienți că în interiorul sistemului de justiție e rezistență la schimbare și în instituții importante din Republica Moldova sunt oameni care lucrează pentru Moscova, grupuri oligarhice, schimbarea se impune în toate instituțiile, e nevoie să facem profesioniști, dar și oameni loiali Republicii Moldova, nu Moscovei. Sistemul de justiție pune piedici foarte mari politicii noastre de integrare europeană și a schimbărilor pe care le dorim. Avem nevoie de judecători care să îndeplinească responsabilitățile. Din păcate, la acest capitol avem mai multe probleme. Și aș vrea să vă întreb dacă, dincolo de modul neobișnuit de exprimare a unui ambasador în general, în orice țară din lume, ca ambasadorul unei țări, să-ți critici în presă sistemul de justiție din țara care te-a trimis acolo, dar trecând peste chestiunea de ordin diplomatic, aș vrea să vă întreb dacă și de acolo situația se vede la fel, că există o forță reacționară așa a justiției care se opune. Excelența sa, precum și doamna președinte și reprezentanții puterii, se comportă ca și cum ar fi partea opoziției. Inclusiv sloganul de campanie pentru turul 2 a fost Salvăm Moldova. Și sigur că prima întrebare a fost să o salvați de cine, că voi sunteți la putere. Constatările domnului ambasador, sigur că au dreptul la viață și corespund unor realități. Întrebările ar trebui să fie altele.
Au trecut 4 ani de zile de când Partidul PAS și doamna președinte dețin toată verticala puterii. Președinție, Parlament, majoritate confortabilă, au făcut ce numiri au dorit ei și au avut 4 ani de zile la dispoziție. Realitatea și pe justiție, dar și pe alte domenii arată că, rețineți, nici măcar un concurs, unul, nu s-a făcut într-un mod legal și transparent. De un an de zile nu se poate stabili licitația legată de spațiile din aeroport, pentru că e o licitație care clar e cu dedicație făcută și au amânat și au anulat-o de câteva ori ca să nu fie scandalul acesta în preajma alegerilor. Toate numirile din justiție s-au făcut cu scandaluri și cu acea scurgere de informații de pe Telegram, din telefoanele multor politicieni, cu note acordate în toaleta unei instituții a justiției, adică lucrurile în justiție sunt extrem de grave și din perspectiva percepțiilor publice. Au fost peste 70% așteptări că problema justiției va începe să fie rezolvată odată cu mandatul doamnei președinte din 2020 și s-a ajuns la aproape 70% în percepții negative, cum că justiția e acaparată de cei aflați la putere și că joacă doar în folosul lor. Adică, sigur că aici, în Republica Moldova, multă lume se întreabă, bun, dar ce ar trebui? Noi v-am votat, noi v-am dat mandatul, noi am avut încredere, ce putem face noi mai mult ca cetățeni ca să puneți lucrurile la punct? Ba mai mult, în ultimii 2 ani, doamna președinte nici n-a mai pronunțat cuvântul justiție. Scandalurile care s-au perindat legate de justiție au fost atât de mari, s-a tot mizat pe aducerea unui procuror străin, a fost adus doamna Dragalin din SUA, nici acolo lucrurile n-au luat o întorsătură prea bună, dar până la urmă situația din justiție se poate înțelege foarte simplu. Fostul procuror general, în speță domnul Stoianoglu, a fost demis și arestat în mai puțin de 24 de ore și toate procesele pe care le are domnul Stoianoglu, inclusiv decizii de la CTEDO, arată că a fost un abuz și o încălcare de toate procedurile posibile și imposibile. Deci așa a început acest mandat, cu demiterea și arestarea domnului Stoianoglu. Sigur că în culise se discută că multe aspecte, că domnul Stoianoglu ar fi fost demis pentru că i s-ar fi pus tot felul de liste în față și a refuzat să execute anumite ordini. Percepția publică, încă o dată, suntem undeva pe la 70% că justiția e de fapt acaparată de actuala putere și că lucrurile legate de reformă în cel mai bun caz s-au împotmolit. Radu, ți se pare, mi se pare un pic halucinantă această situație, pentru că pe de o parte înțeleg perfect ce spune domnul Petruțiu, dar pe de altă parte puterea judecătorească e o putere în sine. Deci n-ar trebui să ne așteptăm de la puterea politică să facă aculpa, să facă niște reforme de ordin, nu știu, legislativ, să schimbe Constituția, să schimbe legi ale justiției, dacă nu iese lumea în piață, că am văzut că așa se întâmplă. Dar totuși să vii să acuzi de la acest nivel, iar mai ales dacă ce spune domnul Petruții este adevărat, că percepția publică e că justiția este de fapt în mâinile actualei puteri, cu atât mai de neînțeles mi se pare intervenția ambasadorului, care... În primul rând trebuie să dea vina pe cineva pentru eșecul reformei justiției. Bănesc că și s-a folosit și în Republica Moldova ca și în România. Și trebuie să dea vina pe cineva, pe cine putea să dea vina, nu pe ei care au fost la putere, au dat vina pe elementele retrograde și anti-europene și anti-moldovenești infiltrate în toate eșaloanele puterilor judecătorești, mă rog, procuraturii și așa mai departe.
Mie nu mi se pare, adică da, e halucinant, numai că noi am trăit asta, noi am trăit în România, exact același gen de scenariu. Atacul la adresa justiției, încercarea de a subordona justiția, după care în momentul în care n-a, s-a reușit complet, iarăși atac la adresa justiției. Adică este ceea ce a fost. Radu, dar era cu perdea, adică era în virtutea unor ideale, nu știu e ce. E adevărat, era cu perdea și pentru că, hai să ne înțelegem, noi eram în Uniunea Europeană, de mai mulți ani, mizele în România erau altele decât în Republica Moldova. Specificul era cu totul altul, adică acolo toate lucrurile astea se amestecă într-un asemenea mod încât, sincer, nu știu cam ce președinte ar trebui să aibă Republica Moldova pentru a scoate la lumină sau pentru a descălci lucrurile astea într-un timp rezonabil. Dar ca atitudine, este atitudinea USR, care atâta timp până să fie doamna Chioveș și, de exemplu, la DNA, justiția proteja corupții, după aceea s-a trecut în extrema ilaltă în care s-au făcut niște abuzuri dovedite, oameni care au fost plimbați ani buni la DNA și cu cătușe în fața televiziunilor pentru ca, într-un final, justiția, judecătorul, că el e justiția, de fapt, să spună nu e, ce e dosarul ăla, e o prostie, luați-l acasă, nu există fapta, nu există dovezi, nu există nimic, omul ăla e nevinovat. După care, după plecarea lui Chioveși, s-a revenit la discursul de genul ia uite justiția cum apără corupția. Vezi că acum cer audit extern, ce USR-ul, să vină audit extern exact. La DNA. Exact. Deci e același și eu sunt convins că dacă USR-ul ar fi reușit performanța pasului, și anume de a da președintele și majoritate timp de 4 ani, cred că lucrurile ar fi fost puțin mai grave decât în Republica Moldova. Sigur că este anormal. În primul rând, tu ca ambasador n-ar trebui să comentezi lucrurile astea în afara țării. Asta e o chestie de politică internă. Nu e o chestie care să țină de relația Republicii Moldova cu alte țări, cu Uniunea Europeană, cu România, cu Federația Rusă. Asta este o problemă internă. Problemele interne de obicei se discută și se rezolvă în interiorul țării. Nu te duci tu reprezentant al guvernului, ca ambasadorul, cam asta e. Nu, asta a zis că sunt judecători care stau în calea drumului european al Moldovei. Încă o dată, în primul rând faci un deserviciu justiției și actului de justiție din țara ta. Pentru că de ce să presupun eu, occidental, că doar anumiți judecători, cei care se opun dorinței puterii sau care protejează anumiți corupți există. De ce să nu presupun că poate există și judecători care protejează alți corupți, care sunt legați de putere? Adică mi-e greu să cred și oricui, atâta timp cât sistemul permite existența unor astfel de judecători care pun frână, de ce să nu-mi imaginez că sunt și alți judecători pe lângă ei care nu pun frână, ci accelerează, dar în interesul altcuiva? E o chestie de logică elementară. Faci un deserviciu foarte mare. Faci un deserviciu foarte mare exact cum făcea Macovei, care se ducea și s-a dus la Bruxelles să se plângă de justiția din România. Exact același gen de deserviciu. Și senzația comunității internaționale a fost că în România justiția nu merge. E coruptă, fratele meu. Cui folosește treaba asta? Cui folosește? Că nu folosește doar celor care acuză corupția într-o singură direcție. Repet, e greu de crezut că ea poate exista într-o singură direcție. Dacă există, dacă e putre ceva acolo, e foarte ușor de gândit că e putre în toate direcțiile, nu într-o singură direcție. Domnule Petruții, ați amintit un pic mai devreme, înainte de publicitate, de raportul OSCE și vreau să vă întreb, pentru că cel puțin aici la noi a ajuns în preajma primului tur și înainte, dar și după, predominau acele acuzații de fraudă, voturi cumpărate din Rusia și așa mai departe. În orice caz, asta era ideea de fraudă electorală și noi chiar ne întrebam, cum poți să acuzi de fraudă niște alegeri pe care tu le-ai organizat. Da, ok, am înțeles care era ideea, că erau voturi cumpărate, deci fraudele nu se refereau strict la mecanismul de vot, ci la influențarea alegătorilor. Da, înțeleg că avem un raport al misiunii OSCE, care pentru cine nu știe, se ocupă cu monitorizat alegeri de orice fel în toată lumea asta și care nu este tocmai favorabil actualei conduceri și doamnei președinte.
Niciunul din rapoartele care au urmat și după alegerile locale și cele prezidențiale nu au fost favorabile actualei puteri. Numai că ele au fost ținute în sertar, presa independentă nu le-a discutat, nu le-a vizibilizat. Reprezentanții opoziției nu prea au platforme mediatice în care să le discute, iar principalele lucruri observate și în ultimul raport OSCE-ODIR au ținut inclusiv de utilizarea resursei administrative. Și inclus o altă observație a fost legată de prezența mediatică, total disproporționată. Lucru pe care, sigur, aici noi l-am observat cu ochiul liber. Doamna președinte și echipa dumneei au ales în turul întâi să nu meargă la nicio dezbatere, iar tot ce a însemnat, cu unele mici excepții, și în excepții merită menționată televiziunea Moldova 1, televiziunea publică, și Realitatea TV, cu excepția lor, toate celelalte televiziuni au făcut aceste dezbateri pe post de, nu au fost altceva decât execuții și tocarea celorlalți contracandidați și portretizarea doamnei președinte în mare luptătoare, dar în absența dumneaei. Sigur că lucrurile astea de un observator independent s-au văzut cu ochiul liber. Aici scrie, în afară de favorizarea mediatică a președintelui în exercițiu, oportunități inegale pentru candidați, utilizarea abuzivă a resurselor administrative și asta e important, lipsă de transparență în soluționarea plângerilor. Comisia Electorală Centrală n-a reușit să gestioneze eficient și transparent contestațiile depuse. Comisia Electorală Centrală, spre deosebire de alegerile locale, unde abuzurile au fost evidente și unde deciziile s-au luat foarte într-un mod discreționar și nerespectând legi și așa mai departe, măcar acum doar unul dintre candidați, culmea, pro-european, a fost scos din cursă din cauza semnăturilor. Dar e bine știut, Comisia Electorală Centrală e condusă, e administrată de actuala putere, așa că vorbeați de separarea puterilor în stat și un pic am zâmbit când am auzit ceea ce ați spus legat de justiție. Nu, aici lucrurile sunt mult mai... Nu așa am învățat în manualul de democrație, așa scrie. Da, așa scrie, numai că uitați-vă și în campania electorală. Toți membrii guvernului au făcut campanie electorală. Asta e și la noi, să știți, să nu credeți că e vreo diferență. Da, numai că în trecut parcă măcar aparențele se mai salvau, ca să spun așa. Dar din unul dintre ONG-urile rămase totuși pe o linie pe care eu apreciez, e vorba de Promolex, apropo de utilizarea resursei administrative, din 114 cauze, peste 100 au fost legate de doamna președintă, legate de utilizarea resursei administrative. Adică lucrurile se văd absolut cu ochiul liber, fără să fii nu știu ce specialist, inclusiv legat de prestația și eu aici cred că Republica Moldova are o problemă considerabilă și toată situația în care ne aflăm probabil trebuie discutat mult mai serios rolul mass media. Situația în care a ajuns mass media din Republica Moldova este absolut fără precedent. Nu, Republica Moldova n-a mai trecut prin așa ceva. Jurnaliștii din presa independentă deja sunt propagandiștii puterii într-un mod în care, încă o dată, nici măcar aparențele nu se mai salvează. Adică vă dau doar un exemplu de întrebare pusă când în sfârșit doamna Maia Sandu a ajuns la o dezbatere în turul 2 și în care cineva acolo spunea că
Ați fost acuzată, ați făcut promisiunea legată de oamenii din diasporă că îi veți aduce acasă, dar această acuză este incorrectă. Păi cum să începe așa o întrebare la adresa unuia dintre candidați? Adică lucrurile sunt încă o dată pur și simplu... A, jurnalistul a spus că acuzația nu e corectă? Da, acuzația nu e deloc corectă. Și asta făcea parte din corpul întrebării. Și cuvinte puse în, cum să zic, în gura jurnaliștilor ca să răspundă la întrebările la care, până la urmă, doamna președinte ar fi trebuit să răspundă. Și niciun moment, încă o dată, niciun moment de presiune și ascunderea, cenzurarea mari majorități de studii sociologice care arătau realitățile pe orice domeniu, nu numai legat de ratinguri politice. Suntem într-o perioadă în care timp de 4 ani de zile ponderea studiilor publicate, indiferent că vorbim de educație, servicii publice, sărăcie, migrație, orice vreți dumneavoastră, cenzura a fost maximă. Iar cenzura, să fim bineînțeleși, la acest lucru au contribuit și organizațiile internaționale de la Chișinău, care în mod voit ne-au transmis de multe ori. Nu e momentul, poate datele nu sunt precise, nu e situația în care să vorbim acum despre justiție, nu putem da asemenea cifre și așa mai departe. Iar toate astea au contribuit la această bulă informațională creată, cu care și eu la nivel, cum să zic, personal și individual, de fiecare dată când vin în România, mă ciocnesc de oameni care au o apreciere foarte ridicată față de Maia Sandu, față de doamna președinte, dar nu cunosc absolut niciun element legat de viața reală, legată de salariu mediu, legat de sărăcie sau de orice alt aspect socioeconomic din Republica Moldova. Ok, trebuie să luăm o nouă pauză de publicitate. Când revenim, sper să ajungem să discutăm și despre ce va urma în Republica Moldova după aceste alegeri, mai ales că la anul avem alegeri parlamentare, dar după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct alături de analistul politic Radu Herjeu și de domnul Doru Petruții, directorul general al IMAS Chișinău. Domnilor, am să vă adresez amândurora acum o întrebare și am să încep cu tine, Radu. Am găsit în mediul online, nu dau sursa, pentru că nu este importantă în momentul de față, o teorie pe care, mă rog, nu e singurul loc unde am văzut-o și vreau să o supun dezbaterii dacă un astfel de scenariu este plauzibil. Deci, citez. În realitate, Rusia a tranzacționat Republica Moldova. A fost negociată într-un pachet regional, ceea ce nu e tocmai grozav pentru noi, dat fiind faptul că României va reveni asigurarea bunăstării europene a Republicii Moldova. Deci vom cotiza mai mult și vom primi de la centru mai puțin. În același timp, sunt ferm convins că după ce rușii vor spage frontul pe linia Herson-Odessa, atât Transnistria cât și Găgăuzia vor ieși din componența Republicii Moldova. Iar Maia Sandu cred că știe asta. Se pare plauzibil un astfel de scenariu? Nu. Adică nu am înțeles cui i-a dat. I-a dat Putin Republica Moldova, cui în schimbul nouă. Și el o să ia Transnistria și Găgăuzia și asta ne rămâne nouă într-un context mult mai larg. Deci noi suntem... Asta e un scenariu vechi, sigur nu legat de Găgăuzia, era legat de Transnistria și s-a discutat de foarte mulți ani, chiar odată cu independența Republicii Moldova, atunci când s-a pus pentru prima dată public problema reunificării cu România și se discuta despre această tranzacție. Bine, aici nu se pune problema de reunificare. Noi o avem în grijă, suntem sponsor. Dar de ce am avea o grijă? O avem oricum. Da. Dar în loc să împărțim factura și cu alții, o plătim doar noi. Deci, și atunci se spunea că asta se discută, da? Republica Moldova va renunța la Transnistria pentru a-i se permite... De data asta nu unirea cu România, ci integrarea Uniunii Europeană, de exemplu.
Bun, ce treabă are România aici? Că... România este principalul suport al Republicii Moldova în acest drum declarat. Deci sigur că da, dar după cum se vede, în pofida eforturilor mari, mari, financiare, pe care România le-a făcut în ultimii mulți ani pentru a sprijini Republica Moldova, sentimentele pro-românești de acolo, pro-românești în sensul pro-România, nu sunt cine știe ce... la ce nivel înalt. Nu știu, asta ne spune domnul Petruțică. Că la noi e doar o percepție. Acolo domnia s-a făcut și măsurători. Eu cred că percepția noastră este încă mai optimistă decât realitatea de acolo. Deci, nu văd ce treabă are România. Da, noi vom continua și sper că vom continua să-i sprijinim. Sper că vom nu doar să o exportăm pe doamna Dragu. Nu, ideea era că, de fapt, nu e o înfrângere pentru Rusia, pentru că Rusia a convenit la scenariul ăsta. Nu, deci, încă o dată, nu cred, deci putea să facă același scenariu și cu un președinte mai deschis către Moscova. Adică, de ce n-ar fi putut să o facă? De ce aveai nevoie de cineva care să-ți vorbească toată ziua despre Putin, care face și drege și... Pentru ce? Pentru că... Și vreau să, adică, sper să ajungem să vorbim, pentru că atitudinea doamnei Maia Sandu, dacă nu înțelege... Că, ok, a câștigat. A trecut și referendumul. Trebuie să se preocupe puțin și de țară. De ce se întâmplă în interior. Are alegeri parlamentare la anul. Pentru că altfel, în acest moment, fractura din societatea din Republica Moldova este nu doar, cred că, cea mai profundă de până acum, dar e și cea mai vizibilă. În acest moment, dacă nu va trata cu foarte multă seriozitate și grijă lucrurile astea și dacă va continua să împartă societatea în cei care m-au votat pe mine și vor Europa, cei care nu m-au votat pe mine și sunt împotriva evoluției și modernizării, se va trezi cu probleme foarte mari pe care le-a avut și România, a reușit să le evite cu destule costuri politice și economice. Deci eu nu cred în scenariul ăsta, că mi se pare prea mărunt. Adică de obicei, lucrurile astea, dacă se fac între imperii, se fac cu totul și cu totul altfel. Nu e, vă dăm vouă Chișinăul și trei județe și ne luăm noi Transnistria și Găgăuzia, ce să facă Federația Rusă cu... Oricum are acolo capul de pod, ce să facă cu ele? Adică de ce și-ar... Nu e suficient că deocamdată are de gestionat niște teritorii ucrainiene cu ruși în ele, dacă are... Sunt distruse de război și de conflictul ăsta, ce să facă cu Găgăuzia, Federația Rusă? Pentru ei ar fi o durere de cap în plus, în condițiile în care Găgăuzia n-ar mai fi în interiorul unei republici pe care s-o poată cât de cât controla prin intermediul voturilor găgăuzilor. Atât timp când în momentul în care Găgăuzia iese din Republica Moldova, ce rămâne din Republica Moldova a ieșit total de sub influența Rusiei. Și atunci, care ar fi interesul Federației? Care oricum în acest moment, repet, controlează și Găgăuzia, de exemplu, și Transnistria. Pe ea nu interesează să controleze doar zonele astea pe care oricum le are sub influență. Pe ea interesează ca prin acestea două să poată controla sau să poată influența cumva politica Republicii Moldova. Chiar dacă, repet, nu va putea opri drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană, revin, de ce să nu ai în interiorul Uniunii Europene două zone, două cu minorități foarte puternice, fidele ție, prin care poți influența, repet, alegerile din zona aia, din... pentru ce să renunți la această pârghie? Deci chiar nu cred. Domnule Petruțin, acest scenariu este prezent cel puțin la nivel de discuție și la Chișinău sau doar noi aici? Că noi aici suntem bolnavi de scenarii, e boală profesională. A fost prezent în momentul în care a început războiul și în momentul în care existau multe scenarii și multe ipoteze că armata rusă va ajunge la Odessa. În momentul în care Odessa pregătea deja tranșee și bloca drumuri și așa mai departe, atunci într-adevăr a existat această temere. După care, sigur, și populația s-a obișnuit cu tema războiului, s-a întâmplat plus minus cam același lucru ce s-a întâmplat după anexarea Crimeei. A fost o perioadă de șoc și de cădere a imaginii Rusiei și a lui Putin câteva luni, dar chiar și atunci, în 2014, la anexarea Crimeei, în 6 luni de zile, percepțiile legate de Rusia și sprijinul pentru Putin au revenit la plafonul de la care au
de la care au plecat. O completare interesantă legată de Găgăuzia e că e una din regiunile care au beneficiat de foarte multe fonduri europene și bani chiar și românești. Rezultatul e 3%. Dar, ok, care e perspectiva pentru alegerile parlamentare? Pentru că dacă la anul și care vin în vară, da, deci mai e puțin, și acolo rezultatul va fi altul, iar semnale în acest sens nu putem spune că nu mai avem. Dar acum nu mai sunt doar sondajele mincinoase, acum avem niște rezultate de vot. Deci dacă cumva la anul în vară Maia Sandu pierde majoritatea în Parlament și pierde guvernul, ce se mai alege de parcursul european al Moldovei? În primul rând, cred că ar trebui fixat încă de pe acum un lucru și de exclus cuvântul dacă. Asta ca element de, ca element de start. Apoi, cred că Republica Moldova are mai multă nevoie de sprijin mai mult ca niciodată. Pentru că, așa cum bine spuneați, acum nu mai e timpul lozincilor și acum avem rezultate. Da? Și putem face deja niște calcule care sunt extrem de simple. Avem 50-60% populație pro-europeană și un partid al doamnei președinte care va acumula maxim, să zicem, jumătate din acest curent pro-european. Cine capitalizează politic diferența de 30%? Asta e o întrebare clară cu subiect și predicat. De ce trebuie susținută și menținută atenția? Pentru că Republica Moldova plătește și un tribut foarte scump și l-a plătit și cu 2 săptămâni în urmă pe rezultatul referendumului și pe lipsa de experiență politică. Să ne gândim că PASU e un fel de USR, dar un fel de ONG prost organizat, aș zice eu. Un partid care are câțiva ani de existență, nu poate exista nu știu ce infrastructură, nu știu ce organizare și experiență politică, că nu-i de unde până la urmă. Iar poziția doamnei președinte e extrem de complicată. Ea de 24 de ore trebuie să fie președinta unei populații care majoritar, hai să spunem lucrurilor pe nume, majoritar o urăște. Au votat împotrivă și o mare componentă din acel vot e un vot de ură până la urmă. Ceilalți care te-au votat, cel puțin jumătate dintre ei, au dubii și dezamăgiri extrem de importante. Iar de guvernat ai și măsuri și procesul de integrare trebuie să-l faci cu populația care e pe teritoriul Republicii Moldova, nu cu diaspora. Asta e o linie clară de demarcație. Trebuie să te gândești că ești în cel mai prost moment social cu o societate pe care până la urmă tot tu ai dezbinat-o și ai împărțit-o și fragmentată, iar drumul invers e foarte complicat. Vii după 4 ani în care ai arătat că nu ai soluții la nivel de echipă de guvernare și că legat de situațiile din partid trebuie de multe ori să întorci capul într-o parte sau alta. Dată fiind disperarea din acest tur 2, a fost o poziție exprimată de doamna președinte prin care cumva tacit spunea că, bun, am înțeles că sunt probleme, mi le-au spus și oamenii în această campanie și că trebuie să luăm măsuri la nivelul echipei de guvernare. De înțeles, aceste măsuri nu puteau fi luate înainte de campanie electorală pentru că probabil dinamita suportul și așa obținut cum a fost obținut până la turul întâi. Acum, probabil fereastra de oportunitate e foarte mică, de ordinul a câtorva săptămâni, în care populația acum, sigur, nu nici de cum atât de entuziasmată și, da, un pic a prins chestiunea cu Federația Rusă, cu am câștigat un război, ce mari suntem, dar Republica Moldova trece repede prin situații de astea. Se emoționează foarte repede și în același timp se și dezamăgește extrem de repede. Odată cu ajutorul refugiaților ucraineni, imediat s-a inventat și povestea, o știți și voi, cred,
țară mică, inimă mare, nu știu ce și așa mai departe. După care, în câteva săptămâni, percepțiile legate de ucraineni, apropo, s-au înrăutățit extrem de mult în acești ani, pentru că ei au condus, în primul rând, la o creștere a tarifelor pe piața imobiliară. La Chișinău lucrurile au luat-o cam raznă. Și de la ajutorul acordat ucrainenilor, acum sunt 60-70% din populație nemulțumită pentru că ucrainenii au beneficiat de ajutoare mult mai mari decât populația care trăiește în Moldova, propriu-zis. Așa că valurile astea aici în Moldova vin și trec foarte repede și decontul se va face peste câteva săptămâni. Doamna președinte va da semnale reale că va face anumite modificări și ajustări considerabile în echipa de guvernare. Echipa de guvernare care până la urmă în 6 luni de iarnă care urmează, ce pot să facă foarte mult. Complicat să redevii președintele. O întrebare cumva tehnică. La alegerile parlamentare diaspora votează? Diaspora, da, a votat și a asigurat această majoritate foarte confortabilă de 63 de locuri din 101, cu tot cu diaspora. Dar diaspora și pe jocul parlamentar un pic va fi altă poveste, pentru că un alt lucru de la care trebuie să plecăm pentru calculele legate de anul viitor e că PAS și-a sugrumat practic toți competitorii politici de pe segmentul de centru și dreapta. Ar fi avut mare nevoie la referendum de ei și va avea mare nevoie ca să încerce o formulă de coaliție pentru anul viitor. Acum, timp 6 luni e foarte scurt pentru a găsi parteneri și riscul ca centru și stânga să facă o coaliție sau să pună condiții foarte dure legate de cine va fi viitorul premier sau cum va arăta configurația guvernului, riscul e foarte mare, pentru că PAS și-a dorit toată puterea, a monopolizat și relaționarea externă doar pe o singură voce, lucru care cred că a fost o greșeală și din perspectiva celor din extern, că au acceptat să afle de la Chișinău totul printr-o singură voce. Și ei se confruntă cu dezamăgirile rezultatului, inclusiv la turul întâi, când primiseră foarte multe asigurări că Maia Sandu va câștiga din primul tur. Numai că în primul tur rezultatul a fost 36 pe teritoriul Moldovei și 42 cu tot cu diaspora. Așa că ne așteaptă o perioadă foarte, foarte turbulentă. Să ai rezultate pe domeniul justiției. Eu aș da exemplu chiar situației din România, în care reformele pe justiție, știm foarte bine, ele nu s-au făcut peste noapte, s-a negociat și s-au făcut în trepte până când justiția a început să intre pe un făgaș cât de cât normal, după care a urmat abuzuri și alte lucruri. Noi, Republica Moldova, suntem foarte în urma acestui proces și cred că poziția la care ați făcut trimiterea domnului ambasador e elocventă. Da, acolo suntem, în care membrii puterii se plâng că nu le ies rezultatele și nu le ies acțiunile pe care și le... Păi, bun, și dacă PAS-ul va pierde alegerile, și nu că va pierde alegerile, nici nu va intra într-o eventuală coaliție de guvernare, deci nu va păstra Maia Sandu guvernarea, ce se va întâmpla cu parcursul european al Moldovei? Va fi frânat sau va fi reluat pe alte baze? Aici scenariile cred că ar trebui să fie diferite. Gândiți-vă și la varianta în care Stoianoglu ar fi câștigat președinția și ar fi dat câteva semnale și câteva măsuri prin care ar fi arătat că procesul de integrare chiar se accelerează și se face mai bine. Credeți că domnul Stoianoglu sau socialiștii s-ar da într-o parte în a folosi banii europeni pentru a dezvolta Republica Moldova?
pentru a arăta că performanța lor la guvernare e mult mai bună decât guvernarea pro-europeană din ultimii 4 ani, sunt niște întrebări. Și în plus de asta, să nu uităm că PAS-ul după 2019 a guvernat împreună cu socialiștii. A fost o, și e una din variantele care ar, cu care ne-am putea trezi anul viitor. Numai că în ecuația politică de anul viitor cred că va intra și Renato Ussati, probabil și primarul Capitalei, care, atenție, a câștigat Capitala și a învins reprezentantul PAS încă din primul tur. A câștigat Capitala inclusiv la Consiliu. A bătut PAS-ul în fieful lui, tocmai în Capitală. Probabil și dumnealui cu Partidul Uman va fi unul dintre actorii cu șanse să treacă pragul electoral, adică vom avea o bătălie cu mult mai multe partide cu șanse să treacă. Și sigur, rămâne întrebarea ce se va întâmpla cu acele 10-15% care în mod clar e vorba de cei care optează pentru partidul sau partidele lui Șor. Dacă va fi lăsată vreo formațiune asociată cu Ilan Șor, dacă va fi lăsată în cursa electorală sau va fi scoasă. Acum, spre surprinderea multora, 3 sau 4 candidați cu presupuse legături cu Ilan Șor au fost lăsați în cursa prezidențială pentru turul întâi. Ok, vă mulțumim foarte mult, domnule Doru Petruți. Urmărim cu atenție ce se întâmplă și sunt convins că ne vom mai revedea să discutăm despre situația din Republica Moldova. Noi revenim după o scurtă pauză pentru concluziile acestei emisiuni. Am revenit pentru finalul acestei ediții, nu înainte însă de a intra în legătură directă cu colega noastră Dana Chiera, care ne va spune ce ne-a pregătit la emisiunea Curat, care începe la ora 23. Bună seara, Dana! Bună seara, Radu! Mulțumesc că mă primești. La emisiunea Curat, invitat este fostul ministru al apărării și fost vicepreședinte al Parlamentului European și consilier onorific la BNR, Ioan Mircea Pașcu. M-a interesat foarte tare viziunea domniei sale în legătură cu ce s-a întâmplat în Moldova și mai cu seamă dacă simte ca politician versat ce este forța asta a diasporei. Am sentimentul, adică noi în afară de 2014, când a fost boom-ul ăla în diasporă, când s-au enervat oamenii, au stat la cost să voteze afară, au organizat oamenii ăștia greșit sau prost sau intenționat prost sau nu știu cum, neinspirat secțiile de vot. Deci eu n-am văzut așa o nebunie, o emoție colectivă în diaspora noastră. Iar diaspora noastră, uite, de exemplu, făcând o comparație, moldovenii, diaspora din Moldova, da, a ieșit într-un număr mult mai mare decât diaspora noastră la alegerile acum, da, față de noi la alegerile europarlamentare. Cu vreo 100 și ceva de mii de oameni mai mult, adică ei, Moldova fiind o țară foarte mică în comparație cu noi. Și asta îmi spune mie că, deci acest buton care este unul extrem de sensibil, ar putea capacita politicienii din România să gândească niște soluții, să gândească niște evenimente, să gândească niște măsuri, da, astfel încât să-i aducă pe oamenii de afară să voteze, adică pe românii de afară să voteze. M-am contrat puțin cu Ioan Mircea Pașcu, pentru că am avut sentimentul că nu, că nu simte ca mine chestiunea asta, adică spune că, domne, oamenii n-au plecat de rău, au plecat la mai bine. Și am zis, domne, n-au plecat oamenii au plecat de rău, fiți serios, adică cum puteți să gândiți că au plecat la mai bine? Sunt puțini cei care se duc să folosească o oportunitate profesională, adică să crească meseria lor. Sunt puțini raportat la numărul mare de români plecați, de ordinul a milioane, da, plecați din România. Cei mai mulți oameni se duc acolo dezrădăginați de aici ca să își cumpere un apartament, să strângă bani, să cumpere o casă copiilor acasă în România sau să-și poată ține copiii în facultate sau să... Adică au plecat să muncească, să facă munci foarte grele, de multe ori munci pe care nu le fac cei din țările unde muncesc ai noștri, da? Sau le refuză sau consideră că sunt prea prost plătite, da?
Deci nu simt că în România diaspora nu este atât de, cum să zic, atât de marketată politic. Domne, să aduci milioane de oameni, hai nu milioane, nu jumătate din cât sunt plecați. Da, un sfert din românii care sunt plecați afară de ani, da, să-i aduci să voteze la niște alegeri importante pentru țara ta. Mi se pare, domnul Pașcu, spune, domnule, nu e o miză, nu e ca la moldoveni, adică ori cu rușii, ori cu Europa, ori nea naiba. Aici nu e o miză foarte importantă. Candidații, de exemplu, acum, apropo de prezidențiare și cu asta închid, sunt așa, sunt liniare, adică dacă sunt mici diferențele între ei, în afară, mă rog, de un candidat care rupe un pic ritmul și care este în top 6-7, rest sunt cam la fel, adică aceeași viziune pro-europeană, pro-NATO, pro-București-Washington, adică nu sunt... Nu găsești un ceva interesant, ceva care să scoată oamenii din casă. Ai văzut, fac zeci de kilometri, unii dintre ei merg ore cu avionul ca să poată să voteze. Cred că e o chestiune foarte sensibilă pentru România și ca să legitimezi alegerile din țara ta, eu zic că ați propune ca politician să aduci milioane de voturi de afară, de la românii din diaspora, mi se pare o miză foarte importantă pentru un om politic. Tu te referi la votul pentru președinte? La votul pentru președinte și, în general, la toate alegerile care sunt aici în țară. Pentru că cei mai mulți oameni care... alegerile locale, diaspora nu votează și e normal să nu voteze. E adevărat, dar am înțeles ce spui. Dar ideea este că, na, zici că să vină, să fii legitim, să te voteze și oricum pui preț pe ce se întâmplă cu românii de afară. Că aduc bani în România, că, uite, gândești ce programe, că se întoarcă în țară, că toate lucrurile astea. Deci clar că o idee ar fi în direcția asta. Și eu m-aș bucura ca oamenii să fie capacitați să voteze nu doar atunci când se enervează, știi, că n-au unde să voteze și să bulucească la vot. Să voteze cu sufletul pentru un program, pentru o idee, pentru o măsură care ar putea cumva, nu știu, să le ușureze viața și să se gândească la un moment foarte serios să se întoarcă definitiv acasă. Dana, tu ești o idealistă și de asta... Da, știu. Nu o să intrăm acum în polemică, Doamne ferește, aștept să văd cum te-ai contract cu domnul Pascu. De altfel, un politician pe care îl respect foarte da, tare. Da. Îți mulțumim foarte mult și sigur ne vom uita, pentru că e și subiectul pe care l-am discutat noi în seara asta și un alt punct de vedere ne-ar prinde bine. Tu ești de acord, Radu, cu asta, cu ideea asta, să stimulăm votul în diaspora? Nu. Și eu rămân consecvent și am fost consecvent și la... alegerile pierdute de Joana, de exemplu, din cauza diasporei, deși în țară... Datorită? Nu, ce a urmat a arătat că din cauza, din păcate. Adică dacă erau atunci, poate aveam dubii, următorii 4 ani cu Băsescu au arătat că din cauza. De asta și în cazul Republicii Moldova. Eu unul consider că, și iarăși o să-mi iau în jurături și asta, dar asta e situația. N-ai cum, trăind într-o altă țară, legăturile pe care le ai cu țara ta sunt prin intermediul rudelor tale, deci extrem de subiective. Informațiile îți vin filtrate, puține și direcționate. Nu ai nici timp, nici dispoziție să te uiți, cred, nici la știrile, adică să te uiți și la știrile din țara în care trăiești, da? Din comunitatea în care trăiești, ca să fii la zi, cum e normal, și să te mai uiți și la știrile din România în așa grad încât să fii într-adevăr informat cu adevărat, iar votul tău să fie bazat pe cunoașterea solidă a unei realități. S-a văzut de altfel și în 2014 votul a fost unul emoțional împotriva lui Ponta, care i-a împiedicat să voteze. Da, deci nu a avut strategie cu Iohannis, cu ce propunea Iohannis. Dar ce spune Dan, e greu și logistic de făcut. Pentru că... Sigur că da. Eu, unul, de exemplu, eu am o problemă să-mi decidă mie viața o persoană care nu o trăiește alături de mine. Și care, repet, nu va fi afectată de deciziile pe care cei ajungi la putere cu votul lui le iau. Eu le voi suporta. Așa cum și în Republica Moldova, ca să închei pe foarte scurt, vor constata că se va produce această fractură foarte mare, pentru că moldovenii care trăiesc în Republica Moldova și care își văd acum votul anulat de niște cetățeni care nu plătesc taxe în Republica Moldova,
care nu circulă pe străzile din Republica Moldova, care nu se duc la medici din Republica Moldova, care nu stau la cozile de la administrațiile locale din Republica Moldova, care nu se confruntă cu problemele din justiția din Republica Moldova, pe scurt, nu suportă neajunsurile vieții în Republica Moldova, dar în schimb decid cine va trebui să controleze lucrurile astea și să le rezolve. De ce? Și această frustrare pe care moldovenii o vor acumula acum, își va spune cuvântul la alegerile parlamentare. Ok, îți mulțumesc foarte mult, ne oprim aici. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară începând cu ora 21. Acum rămâneți cu Dana Chiera și cu emisiunea Curat. Toate cele bune!